de dezvoltare în județul nostru pentru unii dintre fermieri. Vom face astăzi o incursiune prin fermele dâmbovițene. Așadar, primul popas îl facem la familia Tatu din Cornești, oameni gospodari care s-au ocupat cu creșterea vitelor încă de tineri. Spuneți-mi, cum se împacă de altfel preoția cu creșterea animalelor? Este complicat? Cum reușiți să fiți alături de oameni la biserică în zilele de sărbătoare și duminicile și acasă să fiți alături de familie și să vă ocupați cu mare drag de creșterea acestor animale? Toate pot fi făcute frumos atunci când pui un pic de suflet, mai ales biserica și apoi și animalele. Când noi ne dorim să ajutăm și acolo și aici, se poate, chiar dacă sunt eforturi de multe ori chiar mai mari, dar dacă iubim și oamenii și animalele, putem să facem toate lucrurile astea, cu ajutorul lui Dumnezeu, să iasă și frumos, și bine, și plăcut, și să avem și satisfacție după urma tuturor. Cum ați început această îndeletnicire, de la câte vaci, de unde a pornit acest imbold? E un lucru frumos că m-ați întrebat treaba asta. Noi avem, de fapt, o singură văcuță cu toți copiii ei. Asta a fost o plăcere a familiei, să avem un lapte proaspăt pe masă, curat, al nostru. Și am iubit și copiii ei. Și azi nu l-am tăiat pe niciunul, mâine n-am străinat pe niciunul și așa s-au înmulțit. Au ajuns să fie mai multe și le iubim pe toate la fel acum. Noi știm care sunt dintre ele, bunica, nepoata, fiica. Le iubim cu adevărat și le creștem lângă noi. Ce faceți cu atâta lapte zi de zi? Că probabil el este într-o cantitate foarte mare și de la o zi la cealaltă nu mai puteți să-l păstrați. Este evident că trebuie să-l valorificați cumva. Da, da, facem lucrul ăsta. Pe lângă ce consumăm noi și mai oferim așa, cum știm noi că trebuie să mai ajutăm, restul valorificăm. Este firesc, nu se poate consuma atât de mult și îl valorificăm că... Nu este păcat să muncești, să mai faci încă ceva, pentru că dacă ai responsabilitatea și demnitatea să duci înainte în spate o lucrare de genul ăsta, trebuie să fie și ele întreținute bine și cu ce se poate valorifica, vor trăi ele mai bine. Și noi, și ele. Ce face părintele în zilele de sărbătoare? Atunci când vine de la biserică, liniștit că a liniștit la rândul dumnealui mințile oamenilor și le-a curățat de păcate. Ce face după ce se întoarce de la biserică? Merge la văcuțe? Ce face? Că văcuțele trebuie să mănânce. Nu, ele nu știu de sărbătoare, că e sărbătoare sau că nu e sărbătoare. Ele trebuie să mănânce, să bea apă. E foarte adevărat. În biserică timpul se înveșnicește. Acolo nu ne grăbim niciodată. E foarte frumos să stai în biserică, așa cum se spune, în casa slavei tale, stând în cer, mi se pare asta. E ceva foarte frumos și parcă te desparți greu. Dar totuși, când venim acasă, avem o regulă mică de tot. Întâi mănâncă animalele și apoi oamenii. Pentru că ele așteaptă la mâna noastră și trebuie să îngrijite, să aibă și ele ce le trebuie, curățenie, hrană, apă, lumină. Și dacă ele sunt fericite, și noi suntem fericiți. Se pot împăca foarte frumos unele cu altele, depinde după ce premiză plecăm. Băiețelul, cum îl vedeți dumneavoastră în viitor? Credeți că va îmbrățișa aceeași ocupație ca și dumneavoastră? Va îmbrățișa aceeași profesie ca și dumneavoastră? Va fi alegerea lui. Eu mi-aș dori să fie, în primul rând, un om bun, să aibă un suflet mare și apoi Dumnezeu are să-l ajute să facă lucruri mai multe decât am făcut noi și mai frumoase și mai bine făcute, pentru că promite, așa cum se vede, promite. Thank you.
iunie, ce faci când vii de la școală? Mai în primul rând îmi fac lecțiile, mănânc, apoi dorm un pic și apoi vin la vaci. Le dau de mâncare cu băieții. Cu băieții de aici din curte, da? Cei care se mai ocupă sau îl mai ajute pe părinte, da? Da. Cu colegii tăi ce faci? Te joci și ai copii pe stradă cu care să te joci? Am prieteni pe stradă de la școală, am decât... Câțiva prieteni? Da. Vreau să mă fac părinte ca tati. Bravo, bravo. Și cu văcuțele, ce facem cu văcuțele? Aici este problema. Ne mai ocupăm cu creșterea văcuțelor, a animalelor? Da. O să mai mă ocup când o să vin de la biserică. Când o să vii de la biserică, o să te ocupi și de creșterea animalelor. Înseamnă că tu l-ai văzut pe tati, da? Vine de la biserică, liniștit, da? Și apoi merge la animale să aibă grijă de ele, le dă apă, da? Le face curat, împreună cu tine. Da. Eu îl iubesc pe tati și uneori îi mai adaug câte o mână de ajutor. Ocupați dumneavoastră zilnic de creșterea animalelor? Împreună cu familia, singuri, independenți, nu am putea face nimic. Un unitar și cu băiețelul și cu soțul. Îl avem și pe tataie, care ne ajută foarte mult și tataie este mâna dreaptă, probabil l-ați cunoscut. Și totul constă în a avea dragoste și plăcere pentru ceea ce faci. Și chiar dacă întâmpini greutăți, că sunt și din astea, firesc, dacă ai plăcere și dragoste, exact cum am spus, treci ușor peste ele și învingi totul și mergi mai departe. Chiar dacă nu sunt întotdeauna realizări. Da. Dar, în final, tragem linie și spunem că este bine și frumos. Vă confruntați adesea cu diverse probleme în creșterea acestor animale? Nu neapărat. Nu? Nu neapărat. Luăm totul ca atare. Bine, se mai întâmplă câteodată să avem cât un vițeluș care e bolnăvior sau și noi suntem foarte afectivi, noi nu putem să-i tăiem pentru că îi iubim, îi așa ca pe niște copii, dar nu înseamnă că renunțăm la ei. Trecem și mergem mai departe. Cum sunteți dumneavoastră aici cu părintele și cu doamna preoteasă? Sunteți, spune doamna preoteasă că sunteți mâna dreaptă a familiei. Dacă zice dumnealor așa, și eu zic tot așa. Simțiți lucrul acesta? Da, da. Nu aveam pe cineva mai aproape decât pe dumnealor. Am înțeles. Ce faceți dumneavoastră? Zilnic am înțeles că dați de mâncare la... Asta e îndelemnicirea care e și mi-am dorit lucrul ăsta pentru că aici la noi altă posibilitate n-avem decât m-am gândit asta știu eu să fac mai bine și să încet, încet s-a prins și de dumnealor și mergem înainte. Dumnealui ne-a predat ștafeta asta. Că noi, de fapt, nu știam ce este. Ați preluat-o de la... Am preluat, da, și ne-a insuflat dragostea de animale. Că păi, noi la părinți nu am avut văcuță, nu am avut așa ceva. Fără dragoste nimic da. Nu e. Da. Dar îți place de ea și da. La ea, la bugerui când te vorbit, duci da. La ea. Și așa frumos ne-a prezentat da. Și lăpticul și tot ceea ce da. Provine de la văcuță, încât... Da. V-a insuflat această dragoste, da, da. Dragoste către animale. Exact, da. Exact. Și nu-mi pare rău, pentru că nu regret lucrul ăsta, am pe cineva za și sunt mulțumit, în urmă rămâne cineva. Aveți o liniște sufletească. Da, da, da. Și trebuie să spun că dumnealui își dă totuși toată silința și tot sufletul. Și la vârsta dumnealui. Exact. Și ăsta e sportul care nu necesită bani. Pentru el e un sport. Da. Să facă care îl menține. Și asta îl menține sănătos.
Am zis noi, oare la 76 de ani să fim așa activi? Cine se ocupă de creșterea animalelor și care, cei ce mănâncă au o viață sănătoasă și mănâncă produse naturale din gospodăria proprie, cu siguranță o să ajungă la vârsta... Și am mers și pe principiul ăsta, pentru că în vechime preoții, ființii care au fost așa, au fost și păstori, au fost și buni agricultori și... Preoții spuneau când se însămânța primăvara, primă, când, când venea perioada de însămânțare, când venea... Da, știm asta, da. Pe teritoriul fermei zootehnice a inginerilor Andrei. Dumnealor sunt crescători de animale din familie, de pornind de la tatăl doamnei, care a fost un mare iubitor de animale. Ferma este cuprinsă în control oficial al producției de lapte. Animalele din ferma dumneaei sunt, fac parte din populația activă a României. Este o mare iubitoare, repet, de animale. Se ocupă nu numai de specia taurine, ci și de ovine, păsări și suine. Le tratează cu foarte multă atenție, folosește o furajare eficientă și are rezultate pe măsură. În momentul în care ferma este luată în control oficial, asta presupune că are animale de elită și care performează. Ca și teren are suficient pentru a-și produce furajele sortimentate și are și este și specialistă în acest domeniu. Doamna Andrei, spuneți-mi de unde această pasiune pentru creșterea animalelor? Deci de la părinții mei, sincer, am făcut un liceu agricol. Eram piscicultor, nici nu visam niciodată aici. Dar dacă părinții mei au zis hai să facem la Revoluție, hai să facem zootehnie, am trecut cu toții și l-am sprijinit, atât eu cât și soțul, și asta am văzut o meseria noastră. Vă place ceea ce faceți? Da. Da, nu cred că m-aș lipsi. Chiar dacă ar fi să reduc din efectiv, câteva tot țin așa de dragul lor. Cu câte animale ați inițiat această activitate? Când am plecat aveam 12 capete. După ce a murit tatăl meu, am ajuns la un efectiv de 87. M-am îmbolnăvit eu un pic, am mai redus din ele, am rămas cu 27 și acum am ajuns la un efectiv de 54 de capete. Cu hrana animalelor, cum vă descurcați? De unde o procurați? Avem suprafața noastră de teren pe care o cultivăm și le organizăm. Este o fermă mai mult de familie care ne organizăm totul intern. Da. Ați pus bazele acestei activități cu forțe proprii sau ați optat pentru banii europeni? Nu am luat banii europeni. La început atunci depășisem limita de vârstă, după aceea am renunțat și n-am accesat fonduri europene. Am înțeles. Doamna Aurelia, în ce condiții se pot accesa fondurile europene? Sunt mai multe forme de a obține fonduri europene. Sunt măsuri. Dumnezeu se încadrează. S-ar fi putut încadra la măsura de tânăr fermier, dar dacă avea 40 de ani de rând, și-a depășit vârsta. Dar poate să se încadreze băiatul, care este tot specialist și care este îndrăgostit de animale. Are un efectiv heterogen, a pornit de la două rase, Holstein pe negru și vălțată românească și de capacitate mare, a făcut reformă selectivă și întotdeauna a respectat normele sanitar-veterinare
și a respectat toate dispozițiile în vigoare, se adaptează la tot ce este nou, mai ales că este și în domeniul dumnealor.